Just så. Ja, okej. So, esteemed government and Minister of Defense authorities, Your Excellency, ladies and gentlemen, and partners, welcome and thank you all for being here. My name is Gian Domenico De Martini. I'm Vice President for Business Development and IDV International. IDV standing for Iveco Defense Vehicles. 18 months ago, we were here to inaugurate this plant, which represents a cornerstone of Iveco Defense Vehicle growth strategy in Romania and supporting the National Romanian Army. A long-term investment which has allowed IDV to work with our partners in Romania and contributing to the overall growth of competencies and know-how. And moreover, further strengthening our after-sales organization to be able to promptly respond to our customer needs. The framework agreement we have here is for a supply of up to 2,900 high-mobility trucks. It's ongoing, and I see the progressive localization of the activities and knowledge transfer. And we have consolidated this through an effective joint work between Romanian and Italian teams. With this very important program, we aim to build with the Ministry of Defense and the whole country a solid and robust partnership for the years to come. And thanks to our wide product range in the armored, amphibious and multi-role vehicles, our proven engineering and system integration capabilities, we're looking forward to further reinforcing the role of Iveco Defense Vehicle as key provider of land defense solutions to the Romanian Armed Forces. Let me express our deepest gratitude for your trust in Iveco Defense Vehicles and our partners in Romania, and the appreciation for your time and dedication in being here today. Thank you. Bună dimineața, domnule președinte, domnule ambasador, domnule primar, distinși reprezentanți ai companiei Iveco din Italia și România. Încă o dată, bine v-am găsit și doresc să menționez că am venit astăzi la Petrești pentru că în urmă cu 2 ani a fost inițiat proiectul prin care compania Iveco urma să producă o parte din camioanele necesare armatei române. Acum 18 luni a fost inaugurarea liniei de producție, iar astăzi, cu toate problemele și greutățile care au fost întâmpinate în timpul pandemiei și, desigur, toate aspectele legate de asigurarea logistică, s-a reușit totuși ca, după ce au existat întârzieri de aproximativ 9 luni de zile, să se recupereze. Astăzi să se ajungă la întârzieri mai mici de 6 luni de zile și conducerea companiei ne-a dat asigurări că există perspectiva ca până anul viitor, când urmează să fie încheiat primul contract subsecvent, compania să recupereze și chiar să devanseze termenele asumate. Toate acestea sunt concretizate și prin numărul de camioane pe care le-au produs. În acest moment, reușind să producă aproximativ 514 camioane, la o capacitate de
400 de camioane pe an, există foarte clar perspectiva că până anul viitor, în noiembrie, vor fi produse toate cele aproximativ 900 de camioane câte sunt asumate prin primul contract subsecvent, urmând ca până la finele anului 2026 să fie încheiate toate livrările în conformitate cu contractul general care prevede aproximativ 902 camioane. Este foarte important de precizat că s-a realizat o localizare a unui procent din componentele acestor camioane în industria din România. Este un obiectiv al Guvernului, astfel încât prin deschiderea pe care am manifestat-o și prin susținerea investițiilor străine, respectiv a programelor de offset în contractele de achiziție tehnică militară, să putem să asigurăm o integrare, o localizare cât mai consistentă în economia noastră, în industria noastră. Și în felul acesta am putut să vedem aici pe linia de producție cât din aceste componente au fost localizate, care sunt planurile astfel încât în viitor să existe un procent mai mare de localizare. Sigur, se caută soluții, se negociază cu companii din industria de profil, astfel încât să avem o extindere cât mai mare pe orizontală. Există, de asemenea, perspective foarte bune pentru diversificarea producției. Deja până în acest moment avem 16 derivate care se produc aici, la Petrești. Am putut să vedem camioane cu structură normală, dar și camioane cu structură blindată. Sigur, o serie întreagă de alte derivate de care armata are foarte mare nevoie. Am putut să vedem începerea integrării producției de trailere de 70 de tone, ceea ce este într-adevăr un motiv de bucurie și de mândrie, așa cum a fost prezentat de către conducerea companiei. Ceea ce doresc să subliniez sunt două aspecte importante. Primul, acela că în continuare vom continua să acordăm atenție și încredere tuturor investitorilor că România poate să ofere oportunitățile astfel încât să existe interes pentru a veni și a investi în țara noastră, lucru care s-a realizat. Am putut ieri să ne bucurăm de anunțul unei mari companii că vine și investește în România numai puțin de 650 de milioane de euro. Și desigur, de aici înainte vom continua să promovăm toate aceste interese ale noastre prin Agenția de Investiții, Agenția Națională de Investiții și Comerț Exterior, pe care am înființat-o săptămâna trecută. Iar de cealaltă parte, al doilea mesaj important este cel legat de faptul că ne dorim foarte mult să relansăm industria de apărare și să facem în așa fel încât, printr-o strategie care se lucrează la nivelul Ministerului Economiei, dar care are componente interministeriale, să reușim să facem în așa fel încât proiecte de genul Iveco să poată să cuprindă și celelalte nevoi de dotare și înzestrare a armatei române. Ca atare, le mulțumesc încă o dată pentru ceea ce au reușit să realizeze aici. Privim în perspectivă cu încredere că vor continua să investească
mai întâi în credere în ceea ce putem să realizăm și de asemenea speranța că vor dezvolta atât cât ne va permite și capacitatea și creativitatea în tot ceea ce înseamnă producția de astfel de mijloace de transport în România. Și un al treilea lucru, de asemenea, foarte important, am discutat cu domnul primar și cu parte din angajații companiei, rezultă foarte clar că astfel de investiții asigură în localități precum Petrești și nu numai, și cele din împrejurimi, locuri de muncă, astfel încât șomajul să se reducă spre zero, de asemenea un venit la bugetul primăriei care să permită o perspectivă de dezvoltare la nivelul autorităților locale și în al treilea rând, de asemenea foarte important, am întâlnit oameni care au lucrat până aici în alte țări din Uniunea Europeană și iată astăzi întorcându-se acasă și putând să-și desfășoare activitatea în companii din România. Vă mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, domnule prim-ministru, excelența voastră, domnule ambasador, distinși manageri, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule prefect. Este evident că avem în fața noastră un business de succes. Dar un business în care este o componentă a statului român, având o comandă pentru înzestrarea Ministerului Apărării și Armatei Române, o componentă cu implicare administrativă din partea Consiliului Județean și a Primăriei și tot acest ansamblu a dus la un business de succes, astfel încât tot ce se produce aici rămâne în înzestrarea armatei, toate taxele și impozitele rămân în România, forța de muncă, în afară de cea locală, îmi spuneau domnii manageri, a venit din Italia, venind români, întorcându-se ca să lucreze în această fabrică, înapoi în România. Cred că este un exemplu de bună practică și de abordare, cum spunea și domnul prim-ministru, abordarea noastră pe care o să o avem împreună ceea ce privește industria de apărare. Cred că aici este soluția și împreună ar trebui să grăbim acest proces de recuperare a industriei românești de apărare. Câteodată întrebăm de ce anumite cifre, cum ar fi investițiile directe în România, au crescut atât de mult. Dar după ce vizităm o astfel de fabrică, realizăm de ce au crescut cu aproape 21% mai mult decât anul trecut, mai exact având anul acesta investiții străine directe de 6,5 miliarde. Domnul prim-ministru spune 48%, din punctul meu de vedere, suntem pe drumul corect. Trebuie să existe acest parteneriat al companiilor cu statul român și cu autoritățile locale. Și uite cum Petreștiu acum, când eram eu copil, era celebru din alte motive, acum este celebru că înzestrează Armata României. Mulțumesc mult! Întrebări. Bună ziua, Cătălina Manoiu, Antena 3 CNN. Domnule premier, i-ați întrebat pe cei care muncesc aici dacă sunt mulțumiți de salariu. Aș vrea să faceți o precizare. De la 1 ianuarie spuneați că salariul minim ar putea să crească cu la 3.000 de lei valoare brută. Asta înseamnă că în mână România ar primi aproximativ 250 de lei. Noi am făcut un calcul, am făcut inflația cu pește 200%.
Calculul în momentul de față, ținând cont de cifrele pe care dumneavoastră le-ați prezentat, noi încă nu am luat o decizie în acest sens. Probabil nu sunt tocmai aliniate cu realitatea, pentru că atunci când vorbim de creșterea salariului minim, este vorba despre o limită de la care fiecare dintre cei care au angajați pot să îi remunereze în funcție de activitatea pe care o desfășoară. Și probabil că erați lângă mine atunci când am discutat cu angajatul companiei Iveco și mi-a răspuns că salariul pe care îl are este unul motivant. Este la îndemâna oricărui manager, la îndemâna oricărui conducător de astfel de companie să stabilească salariul în funcție de valoarea muncii prestate de către fiecare angajat în parte. Revenind la cifre, sigur, ne dorim ca salariul minim să crească și de fiecare dată când am avut această posibilitate, am discutat și despre salarii și despre pensii, reprezintă obiectivul nostru astfel încât să îi sprijinim pe oameni să nu suporte întreaga povară tot ceea ce înseamnă creșterea prețurilor și, bineînțeles, efectele pe care le produce inflația. Doar că până în acest moment, până când nu vom avea o analiză pe buget, pe cifre concrete, nu doresc să fac niciun fel de referire la cuantumul cu care va crește salariul minim. Ați anunțat intenția de a majora salariul minim la 3.000 de lei? Da. Discutată de sindicatele și patronatele. Mai rămâne această variantă în picioare? Și în acea discuție, în acea întâlnire, am făcut precizarea foarte clar că valoarea va depinde de cifrele care sunt reflectate în proiectul de buget. Vă mulțumesc! Bună ziua! Domnule Celor, aș profita după că sunteți în urmă aici și aș vrea să atent câteva subiecte din coaliție pe care o să se vrea să tranșați în foarte scurt timp. Și mă duc prima oară la energie. Dacă puteți să ne spuneți, de principiu ați convenit cu privire la anumite linii pe care trebuie să le respecte piața de anul viitor, așa am înțeles din ce spunea domnul Ciolacuie. Care ar fi exact aceste principii pe care le vom vedea? Acest preț maximal, până la urmă și rămân acele două praguri, nu știu cel pentru mine, pentru oricine, dar să ne răspundă, măcar să ne facem o idee despre cum va arăta piața în 2023. Înțeleg foarte bine dorința de a anticipa o serie de decizii pe care le vom lua la nivelul guvernului. Dar la fel de bine am rugat și rog în continuare și fac apel la a ne permite să finalizăm toate calculele și toate discuțiile pe care le avem. Nu mai târziu de alaltăr seară am avut întâlnire cu producătorii, o săptămână în urmă am avut întâlnire cu furnizorii. Dorim să aflăm de la toți cei care lucrează în domeniu, care sunt datele concrete, reale, care ar putea fi efectele, astfel încât deciziile pe care le luăm să nu afecteze și mai mult decât este afectată în acest moment piața energiei. Și bineînțeles, aici discutăm de măsurile care vizează partea de susținere a populației vulnerabile, partea de susținere a locurilor de muncă, partea de susținere a competitivității produselor românești, a tot ceea ce se produce în economia noastră. Și putem să vedem că sunt o serie întreagă de țări care au venit cu măsuri la care noi ne-am gândit oarecum înainte de a intra în analiză la nivelul Uniunii Europene și la nivelul unor țări mai puternice și din punct de vedere economic decât țara noastră. De cealaltă parte, sigur, dorim ca toate aceste măsuri ale noastre să fie deplin aliniate cu deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene, pentru că suntem beneficiarii unui suport financiar din partea Uniunii.
discutăm de acel procent de 10% din fondurile de coeziune care sunt alocate pentru susținerea populației vulnerabile, pentru susținerea pentru combaterea sărăciei energetice, pentru susținerea locurilor de muncă și a IMM-urilor. Ca atare, nu putem să luăm decizii până când nu avem tot acest ansamblu de măsuri agreate la nivelul Uniunii și integrate în propriile noastre măsuri. Când am menționat partea de competitivitate, ne-am gândit exact la ceea ce înseamnă industria mare, pentru că industria mare trebuie să producă, trebuie să iasă pe piață și trebuie să aibă produse care se cumpără, sunt vandabile, la prețul pe care energia în momentul de față, la prețurile pe care energia le afectează, nu putem să asigurăm această competitivitate. Ca atare, intră în analiză inclusiv acest aspect. Și la piață. Cum ați ajuns la plafon de 400%? Mai de ce? Pentru că am produs un marcat de locaș. Acum înțeleg că este o variantă să schimbați radical aceste măsuri care sunt pe piață acum. Am să vă explic. La Ministerul Mediului s-a făcut o analiză a cât costă un metru cub de lemne la Rom Silva. Prețul care a fost prețul mediu pe care ni l-au comunicat în analiza pe care am făcut-o înainte de a lua decizia, s-a menționat 200 de lei pe metru cub la lemn și am considerat că 400 de lei pe metru cub asigură oarecum celelalte costuri care intră în întreg procesul de asigurare a lemnelor de foc. Se dovedește că nu este tocmai conform cu realitatea, de aceea vom lua măsuri de corectare. Avem puterea să recunoaștem acolo unde greșim și să luăm măsuri în consecință. Sunt luate în calcul toate variantele, urmează ca cea care este cea mai benefică pentru populație să fie anunțată atunci când o vom agrea în coaliție. Desigur. Haideți să o luăm cu salariul minim pe economie. Știți foarte bine că o treime dintre români sunt plătiți cu salariul minim pe economie. Acest lucru e un pic diferit față de țările economice mai dezvoltate din Europa. Nu este atât de mare acest procentaj, sunt respectiv 1.500.000-1.700.000 de români plătiți cu salariul minim pe economie. Atât în Italia, cât și în Germania, în Germania de 3 ori, s-a mărit salariul minim pe economie. De ce? Ca să-și mențină forța de muncă. De când am început această discuție în coaliție cu domnul prim-ministru și cu domnul președinte Kelemen Kunor, deja anumite categorii, de exemplu în construcție, Asociația Patronatelor din Construcție au venit și ne-au spus că este mult prea mic 3.000 de lei pentru domeniul de construcții, ei ar prefera în jur de 4.000. Așa se face în orice economie, dacă vrem să ne ținem plus valoarea în România și românii în România. Nu există altă abordare economică niciunde în lume. Este normal să se mărească salariul minim pe economie. Sunt mai multe variante pe care ni le-au prezentat și cei de la IMM-uri și cei din industrie. Sunt ferm convins că împreună și cu Ministerul de Finanțe vom lua decizia. Dar este evident că va trebui mărit salariul minim pe economie. Ceea ce privește energia,
până la decizia finală o să fiu la fel de reținut ca și domnul prim-ministru. În schimb, vreau să fiu foarte clar. Doresc în continuare o reglementare, dacă nu totală, parțială, astfel încât să fie sustenabil atât pentru populație, cât și pentru economie. Cred că nu neapărat prețul mare la energie deranjează, cât fluctuații. Astfel încât nicio companie mare nu își poate face un plan de afaceri pe o perioadă medie, nu mai vorbim de o perioadă lungă. Este evident că pe o perioadă determinată, noi acum trebuie să luăm o decizie corectă și să venim cu un preț sustenabil și previzibil. După ce luăm această hotărâre, pe urmă vom putea construi exact bugetul de stat pe anul viitor. La pensii am aceeași abordare ca domnul prim-ministru. Sunt mai multe variante de lucru. Normal, reprezint un partid social-democrat, am abordarea în care doresc totuși să fim corecți cu toată lumea în această perioadă, un pic încărcată, pentru noi toți, și pentru cei cu venituri mai mari, dar mai ales pentru cei cu venituri mai mici. Se pare un pic incorect să măresc o pensie, să spun, de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, cu un procent de 15% și o pensie până în 2.000 de lei nominal, chiar dacă e același procent, foarte puțin. E posibil să găsim și alte surse să echilibrăm aceste lucruri. Dar sunt ferm convins că vom lua decizia corectă, astfel încât toată lumea în acest moment să fie ajutată. Sunt mai multe variante. Domnul prim-ministru a vorbit și de anumite sume din fondul de coeziune, exercițiul financiar trecut, unde s-a ajuns, din câte știu eu, la absorpție de 68%. Deci, este evident că în acest moment avem toate elementele. Și vrem împreună și cu ministrul de finanțe și cu ministrul de la fonduri europene să luăm decizia corectă și să ieșim odată din această zonă de speculații care, cred că, ne-a dăunat și României, a fost și un pic jignitor față de pensionari și nu numai, dar cred că a dăunat și coaliții. Mai suportați-ne o săptămână să venim cu decizia finală. Nu. Ordonanța pe energie, cred că din punctul de vedere la toată lumea, este prioritatea 1. De aici pornim construcția bugetului. Și nu numai ordonanța pe energie, ci ordonanța în ceea ce privește pensiile speciale, pe care ne-am asumat-o ca și jalon în PNRR până la 31 decembrie. E normal să știm ce economii facem de la pensiile speciale, ce efort bugetar este pentru a compensa pe energie și, pe urmă, să construim acest buget pentru prima oară pe programe și nu pe cifre. Părerea mea și susțin acest lucru, pensiile militarilor nu sunt pensii de serviciu. Niciunde în lume. Că vorbim de Europa sau vorbim de Statele Unite. Sunt pensii ocupaționale. Dacă există anumite excepții de 5-10 pensii unde se trebuie intervenit, e cu totul altceva. Dar din câte știu eu, nu este cazul. Dacă îmi permiteți, cred că toți suntem aici liderii celor două partide și în calitate de premier. Ieri la Ministerul Apărării Naționale, la învestirea domnului ministru, am simțit nevoia să comunic cu
militarii prezenți în sală, pentru că au nevoie de acest mesaj. Vedeți, toate aceste zvonuri se duc și produc o serie întreagă de atitudini și decizii care nu sunt tocmai potrivite cu realitatea. Și am vrut să combatem aceste zvonuri, pentru că, dincolo de orice, este vorba de o decizie politică în conformitate cu contextul actual și sunt argumente nu numai ale noastre, sunt argumente inclusiv ale studiului Băncii Mondiale, prin care păstrează pensiile militare în actuala structură. Cred că același lucru trebuie spus și pentru personalul din Ministerul Justiției. Este foarte clar că trebuie să ne asumăm că prin această ordonanță să producem acele corecții de disciplină financiară, astfel încât pensiile să nu mai fie mai mari decât salariul, iar inclusiv partea de criteriu de vârstă care a produs o anumită temere în sistem, este una care se va produce într-o abordare graduală, fără să existe o decizie abruptă în acest sens. Ca atare, fiecare dintre noi, când ajungem la o anumită vârstă, indiferent unde ne desfășurăm activitatea, ajungem la un anumit nivel de înțelepciune profesională și atunci avem această datorie, cel puțin de conștiință personală, astfel încât să dăm înapoi unui sistem care ne-a format și de la care am beneficiat de tot ceea ce am realizat în viață, minimum de cunoștințe profesionale. Și chestiunea aceasta este foarte simplă într-un sistem, indiferent că este civil sau militar, pentru că trebuie să lăsăm după noi o moștenire. Moștenirea nu poți o lași decât împărtășind cu cei care fac parte din generația care urmează să ne ia locul mâine sau poimâine. V-aș întreba și dumneavoastră dacă impactul bugetar de majorare de 10% poate să fie suportat. Impactul, scuzați-mă, nu am înțeles. Bugetar pentru majorarea numărului de pensie cu 10% dacă poate să fie suportat, având în vedere în acest moment, pe analizele pe care le avem, nu se corelează de niciun fel, nu sunt conectate măsurile pe energie cu cele care vizează pensiile și salariul minim. Pentru fiecare dintre ele, perspectiva pe care se construiește bugetul pentru anul viitor asigură sumele necesare, pe care să ni le asumăm cu responsabilitate în fața românilor și să le spunem: oameni buni, asta este ce putem. Vă mulțumesc! Domnul ministru abia a reușit să preia portofoliul ieri. A fost o chestiune de necorelare între noi și am crezut că îl anunță domnul președinte Ciolacu. Dânsul a considerat că îl anunț eu. Sincer, eu m-am gândit că poate este bine să vedem la nivelul de leadership politic toată această întreprindere de aici, astfel încât pe baza strategiei care se pregătește la nivelul Ministerului Economiei să luăm decizia politică prin care să reorientăm industria de apărare. Domnul ministru va veni aici împreună cu domnul ministru al Economiei atunci când vor considera că este necesar să discute elemente tehnice specifice celor două ministere. Pentru noi a fost important să vedem partea de viitor a ceea ce urmează să se desfășoare, pentru a putea să luăm decizii în concordanță cu ceea ce avem de făcut pentru industria de apărare. Vă pot spune că anul acesta, până în acest moment, deficitul bugetar
este unul prin care avem garanția că va fi păstrat în limitele pe care ne le-am asumat. Adică nu vom depăși 5,84 și 6,32 la ESA. Sunt toate premisele pentru a ne păstra în deficit și avem de asemenea o discuție și o analiză prin care anul viitor vom face în așa fel încât să ne păstrăm în limitele bugetare, în limitele de deficit bugetar. Până acum această propunere. Este pentru prima dată, nu am luat în calcul acest lucru și vă rog să aveți în vedere că vom face tot ceea ce este necesar astfel încât cetățenii români să nu plătească energia, factura la energie în rate. Vorbim de companiile care n-au reușit să... Acel lucru a fost discutat, da, este vorba despre acel cumul de facturi nereușind a se emite la timp. Acolo mi se pare foarte normal ca o companie de furnizare a energiei electrice care nu a fost în măsură să emită factura la timp, să accepte eșalonarea plății, astfel încât un cetățean să nu fie nevoit să plătească în același timp 3 sau 4 luni pentru că furnizorul nu a emis factura. Cu aceasta suntem de acord. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim mult. Mulțumim. O zi bună.